Viorel Barbanova, partener, Profile Agency. Noi nu suntem agenții de publicitate. Agenția Profile este o agenție de comunicare și evenimente. Ceea ce facem noi deja iese din tiparele de comunicare și evenimente, cum erau 5 sau 7 ani în urmă. Agenția a fost fondată 19 ani în urmă, probabil, de către fondator Alexandra, colega mea de business și deja și parteneră de viață. Agenția este a început prin a face PR clasic, ceea ce înseamnă că o agenție de PR trebuia să vină cu soluții cum să îmbunătățească imaginea unei companii. Ce nu face o agenție de comunicare este nu vinde. Da? Ea nu asigură vânzări. Cu evoluția timpului evoluează instrumentele de comunicare. A apărut social media prin 2010 încolo, 2015 deja foarte bine dezvoltat. Mai mulți clienți cereau, de exemplu, ca în cadrul strategiilor sau planurilor de comunicare să existe și mici evenimente. Ce facem noi acum este că noi prestăm servicii de îmbunătățirea imaginii, de crearea unui bagaj emoțional între client și companie sau între parteneri și companie. Prin toate canalele și instrumentele posibile, noi să venim și să explicăm unui client cum el poate să devină mai vizibil, dar nu mai vizibil pur și simplu, da? Fiindcă poți să iasă directorul companiei cu cheia pe stradă și atunci compania să afle mâine toți despre această companie și o discute. Dar noi vrem să facem mai vizibil și să îmbunătățim imaginea acestor companii. Compania nu angajează o companie de comunicare sau agenție de comunicare pentru că ea să facă lucruri pentru client. Este o colaborare în egală măsură, da, și se numește acord de colaborare, și din partea clientului și din partea agenției, fiindcă agenția vrea să afle mai mult despre client ca să-i propună soluții concrete, iar clientul trebuie să fie deschis să facă în acest parteneriat partea lui de a oferi informații, de a veni transparent cu toate deciziile sau cu toate detaliile. E foarte mică piața în Chișinău, deci noi suntem un sat, care fiecare știe pe unul pe altul și pe a doilea și prin trei telefoane tu poți să ajungi să găsești informații. Cel mai important este reputația, cel mai important este imaginea. Noi o să lucrăm cu mulți clienți sau cu puțin clienți, noi trebuie să lucrăm cu aceeași devotament față de ceea ce facem. Este la noi concurență pe piață? Este. Este o concurență strașnică, că Doamne ferește, să rămâne fără un lucru? Nu. De lucru este foarte mult. Când lucrezi cu un client, de exemplu, un vinificator, tu în jumătate de an devii plus minus expert în vinificație. Pentru că vrei, nu vrei, când tu comunici despre ceea ce face vinificatorul sau trebuie să faci strategii de comunicare și să mesajele tale să ajungă corect la oameni, tu trebuie să înțelegi exact cu ce se ocupă omul. Când te ocupi din petrolist, tu un an devii expert în tipurile de benzină, de motorină și de ceea ce se întâmplă la pompă sau ce se întâmplă în zona de gastro. Chateau Cristi, Petrom, agențiile ONU, de un an avem câteva contracte separate, UNFPA, cu UN, cu UN Women, UNHCR, de exemplu, da. Lucrăm câteva proiecte a companiei Chemonix, care inclusiv lucrează cu proiectele împreună cu USAID și cu alți donatori. Lucrăm în zona de film moldovenesc autohton. Am făcut campania pentru filmul Carbon, acum facem campania pentru filmul Varvara, care este filmul de la aceiași producători. În primul rând, cel mai important este stabilirea unui sistem clar de lucru cu clientul, stabilirea așteptărilor, fiindcă mulți clienți, mai ales din zona comercială, cred că dacă ieși o agenție de comunicare, asta înseamnă că eu v-am dat. Faceți-ne așa că să am 3000 de like-uri pe Facebook și să vină oamenii la mine la magazin, de exemplu, da? Și atunci clientul nu înțelege că din partea lui tot trebuie să vină o deschidere, că el tot trebuie să colaboreze. Nu, da, au fost în care noi am ajuns la momentul în care noi zicem, măi, uite, acele soluții care noi ți le propunem, ție nu-ți plac. Noi, ca experți în domeniu, considerăm că soluțiile care tu le propui nu o să lucreze. Și atunci noi nu vrem să ne luăm responsabilitatea pentru niște materiale, de exemplu, care iese de sub noi, în care noi nu suntem siguri sau nu o să dea rezultate. Și atunci noi discutăm cu clientul și zicem, uite, nu merge. Sunt momente în care există tensiune, da, și trebuie de lucrat un pic mai mult sau există situații de criză, da, noi comunicarea asta ne ocupăm. Că, de exemplu, nu știu, te ocupi cu aeroportul, de exemplu, de stat deja, Chișinău, și la aeroport, de exemplu, plouă, că nu se poate așeza niciun avion. În cazul dat, asta este o comunicare de criză, trebuie să ieși, să încerci,
să comunici cu lumea de ce se întâmplă. Da? Și atunci nu înțelegi că zic că e noapte, că ești la biserică, nu are important. Te-ai dus și ai lucrat. Pentru un rezultat bun pentru client, omul trebuie să vrea la lucru să vină, omul trebuie să la lucru când vine să se simte confortabil și când pleacă de la lucru să fie mulțumit de ce ești făcut. Așa că asta cumva coagulează cum trebuie să fie un om de la noi. 80% din lucru în agențiile de comunicare și de publicitate e un lucru de rutină. Da, ceea ce vedeți voi frumos în campanie sau odată pe an, ceea ce este interesant, asta sunt 10-20% din lucru în care tu ai 4 clienți și unul dintre însuși, de exemplu, e deschis să faci publicitate sau să faci un flash mob cu 16 baloane de aer deasupra Chișinăului, da? Fiindcă mulți n-au buget și mulți n-au curaj. Creativitatea de largul creativității este un lucru care la noi se face uneori și se face degeaba. Pentru că orice grea de idee creativă, cum îți spui, într-un cap luminat, trebuie să ajungă cu un mesaj clar într-un cap neluminat. Sau luminat, nu are important. Deci, cui noi comunicăm? Noi comunicăm ea ca lui Tante Valea? Sau noi comunicăm lui Valentin, care e hipster, da? Doi oameni diferiți. Ideea creativă trebuie să fie înțeleasă de dânși. Da? Și atunci, calea până la dânși începe cu dânșii. Noi trebuie să înțelegem mai întâi cui noi comunicăm, din numele cui, da, hai să luăm, de exemplu, nu știu, așa ești vinificatoric, tarines, dragi. Și ce trebuie să aducem? Și care este mesajul care trebuie să aducem atunci? Cel mai multe ori ideile creative se cer din lipsă de buget. Adică acolo unde este buget, acolo poți să-ți permiți să faci un eveniment mare, poți să faci ceva care lucrează deja să nu inventezi roata, sau să încerci două, trei idei. În momentul în care bugetul este mic, trebuie să faci așa ceva, ca oamenii să te observe, cu e ca așa un buget mic. Viitorul agențiilor este sigur și de lungă durată. Fiindcă, indiferent de timpuri, cineva are nevoie să aducă un mesaj cuiva.